seara! Bine v-am regăsit la Survivor România 2021! Astăzi avem Consiliul de Eliminare cu faimoșii. Vom încerca să aflăm când vor mai câștiga și ei o probă. Regulile acestui consiliu sunt simple. Concurenții se vor vota între ei, după care vor fi votați de cei de acasă. Adunăm voturile, le înmulțim cu 2, le ridicăm la pătrat, scădem voturile rudelor, după care producția va decide cine pleacă acasă. A înțeles toată lumea? Jador, mă uit la tine! Bun! Înainte de a vota, aș vrea să stăm un pic de vorbă. Zani, tu ce părere ai? Te văd un pic mișcat. Ce să zic, domnul Dan? Unii dintre noi câștigă probe? Eu? Alții nu? Ei? Am încercat să vorbesc cu fiecare în parte, să le explic cum să joace, dar mereu s-au întors cu spatele și au început... Le-am zis de 100 de ori, aia e stânga, nu e dreapta. Să uitau la mine. Moroșanu, te văd cam urât. Ție cum ți se pare experiența Survivor România 2021? Boss, nu-mi convine când pierd. Eu sunt un campion. Eu trebuie să câștig tot. Așa-mi vine să le rup mâinile și picioarele la toți. Reporteri, cameramani. Și ții, câteodată așa-mi vine să-ți f***ă în gură. Dar mă abțin, că am semnat contractul ăla și am promis că nu bat pe nimeni. Dar dacă te prind că concurezi la vreo probă, mamă, te rup în două! Te rup! Alexandra, la Survivor România 2021. Am crezut că o să-mi iau iar bătaie. Alexandra, nu e cazul. Tu iei bătaie doar în probe. Eu nu mai pot, frate. Nu mai pot. Știu că o să zică lumea de mine că s-o prefăcută, că s-o plângăcioasă, dar... Să știți că eu nu o să mă las până nu dovedesc asta. Costi! Forți! Ce e cu tine în acest consiliu? Tu ai fost deja eliminat de la Survivor România 2021. Eu sunt bine, sunt echilibrat, n-am niciun fel de emoție față de emisiunea asta, sunt în vacanță. Dacă tot am bătut drumul până aici, m-am gândit să mai stau câteva zile. Ca și atunci când eram în concurs, voi faceți-vă treaba liniștiți. La fel ca și înainte, nu mă băgați în seamă. Forță! Starlin, mă uit la tine! Tu ce cauți la faimoși? Dacă nu pot să bat cu faimos, am venit să fur la strategia... ca să ajut echipa noastră să facem strategia cu la strategia lor. Și vreau să bag râca în echipa lor și să strig Cine suntem războinici? Cine suntem războinici? Cine suntem războinici? Boss! Zi să pleci de aici, că-i rup și mâna elaltă. Nu-i problem, Moro. Așa am o ocazia să stau în competiția și mai mult fără să fac nimic. Jador, mă uit la tine. Te văd cam prost. Eu te văd bine. Tu cine crezi că e de vină pentru înfrângerile voastre la Survivor România 2021? Dumnezeu. Că... Nu prea mai ne-a rugat la el în ultimul timp. Și...
Cum zicea și bunica mea, dacă nu te rogi, nu plouă. Și eu acum m-am hotărât, cum zice și vorba aia, de la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Eu cred că nu sunt o echipă unită. Boss, tu tași că te plesnesc! Forță! Zani, dacă îmi permiți o întrebare, de ce te tot miști ca un pendul de ceas la Survivor România 2021? A fost ora 12. Acum îi vom lăsa pe cei de acasă să-și aleagă favoritul. O să-i rugăm în schimb să nu mai voteze în funcție de numărul vizualizărilor de pe YouTube, că ne bate Moroșanu. Start vot! Deși nu suntem live, publicul a votat. Costi, mă uit la tine. Pe cine crezi că preferă publicul? Pe Delia. Ai dreptate. Forță. Jador, cine crezi că a strâns cele mai multe voturi în afară de tine? Cred că Iohannis. Eu cred că... Bă, tu tași că te rup! Și tu, Jadoare! Faimoșilor, acum veți vota voi. Scrieți pe foaie numele celui care vă trage echipa în jos. Aoleu, trebuie să scriem? Să-l cheme cineva pe culiță. L-am votat pe ăsta, că dacă nu-l dați afară, îl bat. Păi astea-s probii. L-am votat pe doctor pentru că ne trage echipa în jos. Noi accidentăm pe războinici și el îi repară. Vreau să iasă din capul meu. Nu vreau să-l mai văd niciodată. Îl credeam fratele meu. Dar m-a trădat. Îl iubeam, iubesc pe toți. Dar el m-a trădat. Forță. Haideți să vedem care au fost voturile voastre. Primul vot. Costi. Al doilea vot. Costi. Al treilea vot. Costi. Forță. Costi, este a doua oară când părăsești competiția Survivor România 2021. Exact. Cum te simți? A treia oară va fi cu noroc. Ne pare rău, Costi. Te rog să părăsești Consiliul și în același timp te rog să nu mai meditezi dezbrăcat în fața altor oameni. Nimeni nu vrea să-ți vadă forța. Forță. Iată-ne ajunși la finalul Consiliului din această seară. Sper din suflet că v-a plăcut. Boss, dacă mai zici Survivor România 2021, te bat. Emisiunea. Seară bună.